Bine v-am găsit, suntem în anul 2014, comemorăm 70 de ani de la Holocaustul din România și cu mine domnul George Legman, aș putea spune cunoștință dragă mie, care a acceptat să ne întâlnim astăzi la Arad. Este o zi frumoasă de primăvară și o să discutăm despre Holocaust, despre al doilea război mondial, o să discutăm despre Cluj, pentru că facem acest reportaj pentru televiziunea din Cluj. Și o să încep cu o întrebare către dumneavoastră. Ce vă spune dumneavoastră anul 1944 și ce ați putea să ne povestiți despre asta? Despre anul 1944 pot să spun atâta că eu m-am născut în 8 decembrie 1944. M-am născut într-un lagăr în Germania, la Kaufering numărul 1. Era un lagăr care făcea complex din marele complex de Dachau, unde erau 14 lagăre. Vârsta dumneavoastră de 70 de ani, anul acesta, da? Este aceeași vârstă cu comemorarea Holocaustului. Și trebuie să menționăm că sunteți un miracol, sunteți unul dintre cei 7 copii care au supraviețuit. Dachau este cel mai vechi câmp de concentrare din Germania. A fost înființat în 1933, când nazifascismul a venit la putere, și a fost înființat pentru deținuții politici germani și toți care erau împotriva sistemului. Mai târziu, Dachau a devenit, în afară unde au fost dus deținuți politici, preoți, testemunii lui Jehova și toți acei care nu erau de acord cu sistemul nazifascist, după aia a devenit un camp de concentrare unde au fost duși evrei, dar la început nu era pentru evrei. Dachau a fost un camp de concentrare pentru toți ce erau împotriva nazifascismului german, inclusiv toți germani de orice religie, nu trebuia să fie evreu. Sunteți un miracol, viața dumneavoastră este un miracol. Și cum spuneam, sunteți unul dintre cei 7 copii care au supraviețuit. Ce se întâmplă? Unde sunt ceilalți 6 copii? Dacă există miracole, a fost un miracol. De ce? La sfârșitul lui noiembrie 44, medicul responsabil pentru câteva lagăre, da, a făcut un raid în diverse lagări și a găsit în total 7 femei gravide. El a telegrafat la Auschwitz și a întrebat, uite, am găsit 7 femei gravide, ce fac cu ele? Auschwitz-ul i-a răspuns, faci ce dorești, fiindcă eu au sesizat că trupele sovietice veneau, deja erau destul de aproape de Auschwitz în Polonia. Auschwitz-ul a fost liberat înainte de Dachau. Auschwitz a fost liberat de trupele sovietice în 27 ianuarie 1945 și Dachau a fost liberat în 29 aprilie. Din cei 7, unul locuiește în Canada, unul locuiește în Statele Unite, două fete locuiesc în Ungaria, sunt 4, o fată locuiește în Israel, sunt 5, eu sunt 6. Dumneavoastră locuiți în Brazilia, o să vorbim Brazilia, despre asta. Și cealaltă fată locuiește în Slovacia. Toți sunteți în viață? Da. Și toți sunteți în legătură? Da. Am intrat așa în forță în subiect, dar o să ne ducem un pic cu istoria în spate, ca să știm exact cum au decurs lucrurile. O să vorbim un pic despre familia dumneavoastră, cu permisiunea dumneavoastră. O familie frumoasă, mama, tata, mama însărcinată, bunicii. Ei, mai să vezi cum e lumea. Mama mea a fost însărcinată de 2 ori înainte ca să fie deportată și a pierdut cele 2 sarcine. Și când tropele hortiste, fiindcă evreii din Cluj au fost deportați de tropele hortiste la cererea lui amiralul Horthy,
ciudat amiral, fiindcă Ungaria n-avea nici ce și era la mare, dar mă rog, așa erau vremurile. Și mama mea, când mi-a povestit că atunci când ea a văzut că ce se întâmplă în oraș, a fugit să-și caută medicul ei. Și când a ajuns la cabinetul medicului, vecinii au spus, fugi, fugi, că el a fost prins, era evreu și a fost prins 2 zile înainte și l-au dus la fabrica de cărămidă. Încă evreii din Cluj au fost adunați la fabrica de cărămidă. Era un loc mai mare și de acolo veneau până acolo vagoanele de marfă, de unde după aia evreii au fost deportați. Și atunci, cum medicul nu mai era, a vrut să întrerupă sarcina și n-a putut și a făcut tot holocaustul și... V-ați născut sănătos. Deci, vorbim de anul 1944, familia dumneavoastră, mama dumneavoastră însărcinată, în ce lună era însărcinată? Când a fost deportată, era în luna de, aproximativ la luna 2 jumate. Și ne aflăm la fabrica de cărămidă, unde se află mama dumneavoastră, tata? Deci la fabrica din cărămidă Cluj au fost duți mama mea, bunica mea din partea mamei, unchiul meu din partea mamei și tatăl meu, deci bunicul meu din partea mamei, unchiul meu din partea mamei, bunica din partea mamei și tatăl meu. Se făceau arestări și erau duși cu forța? Erau duși cu forța. Au fost duși toți cu forța. Și de acolo, după un timp, eu nu știu exact după cât timp, s-au fost toți încărcați în vagoane și au fost duși spre Auschwitz. Tatăl meu s-a aruncat din tren înainte de a ajunge la Budapesta. După aia a fost prins, a făcut muncă forțată, așa mai departe, l-au dus în Siberia, în Rusia, nu în Siberia, mint, și după aia s-a întors înapoi. Mama mea și cu bunicul meu și uncul meu și cu bunica au ajuns până la Auschwitz, unde au fost selecționat la plataforma de Auschwitz-Birkenau de Mengele. Când au ajuns acolo, erau camioane la dispoziție, de ofițerul SS a spus cine e foarte obosit, cine nu poate să meargă, dar, sau dacă are vreo problemă să se urce în camioanele care erau la dispoziție. Mama mea era o femeie, mă rog, foarte tare, și când a ajuns pe la plataforma de selecție, i-a spus lui bunica mea, eu nu sunt însărcinată, tu nu ești în vârstă. I-a pus un eșarp, o bazma pe cap și a spus, noi mergem unde merge toată lumea. Bunicul meu și unchiul meu, care în vagon mi-a spus, mamă, că a intrat un cui în picior, în talpă, s-a urcat în camion. Camionul s-a dus direct la camera de gaz, deci au fost gazați în acea zi. Așa, bunicul meu ca și unchiul meu. Mama mea și bunica au fost selecționat pentru muncă forțată și au trecut prin diverse lagăre deja în Germania. I-au dus spre Germania, au fost în 3 sau 4 lagăre, mai cred că 4, și au ajuns la unul din lagăre, era lagărul de Landsberg. Landsberg era un lagăr vestit, fiindcă acolo se construia cea mai mare fabrică de avioane din Germania fascistă, fabrica avioanele Messerschmitt. Cele mai bune avioane din timpul războiului? Din timpul războiului. Și soarta a fost, deci au lucrat la această fabrică, și soarta a fost că, mă rog, fabrica n-a fost terminată și războiul s-a terminat înainte, dacă nu era o problemă mare. Când în luna noiembrie, aproximativ, la începutul lunii noiembrie sau la sfârșitul lui octombrie, medicul care era responsabil pe cazeta Hau,
la care erau subordonate toate lagările din prejur, a făcut un raid și a găsit 7 mame gravide. Și atunci, cum ți-am spus, el a sunat la Auschwitz, zice, ce fac eu cu aceste 7 femei gravide? I-au răspuns, faci ce dorești, fiindcă aici, în Auschwitz, noi încercăm să demontăm crematorile ca când o să sosească trupele sovietice, că deja se știa că acolo să intre armata sovietică, ca să nu rămâne urme de bestialitățile care s-au întâmplat acolo. Medicul a decis ca să lase aceste 7 mame în viață, ca să fie un alibi pentru el când o să vină trupele, să știa că acolo o să vină trupele aliate. Deci, ceea ce nu l-a ajutat prea mult, pentru că după aceea a fost executat la Nuremberg. Deci, au venit trupele conduse de general Eisenhower, au văzut foarte multă mizerie în campus și atunci au cerut ca oamenilor, asta vorbesc de Landsberg, da? A cerut ca oamenilor să vină ca să îngroape morții. Au chemat primarul și au întrebat primarului, dar mata nu știa ce se întâmplă aici și el a spus că nu. Nu? Păi atunci uite-te ce s-a întâmplat aici. Și i-au arătat diverse fotografii care sunt descrise în această carte, dacă vrei să te uiți. Sigur că da. Cartea asta se numește Landsberg, un loc ca și orice alt loc. Aici sunt niște fotografii unde se vede clar construcția fabricii și așa mai departe. Intrarea trupelor în mijlocul orașului și unde era și câmpul de concentrare. Și comandatul lui Eisenhower, care a fost un om foarte corect și dur, el a spus primarului, eu vreau să aduc cetățenii din oraș ca să îngrope morți. Și el a spus, eu n-am să-i aduc. Păi dacă nu o să-i aduci, o să facem aici un tribunal militar acum și te sfătuiesc mai bine să aduci toți oamenii să îngrope morții, că e și o problemă de igienă, că dacă nu o să fie tifus aici în tot orașul și mai departe. Și asta a fost rezolvat așa. Dar asta ți-am spus de Landsberg, da? Dar cei 7 mame au fost duse la Kaufering, unde era așa un dispensar medical, unde au, împreună cu mamele, s-a dus un ginecologist maghiar, tot deținut, doctorul Kovács, care a fost foarte ciudat, că tot satul, el a locuit într-un sat în Ungaria și el s-a întors după război, nimeni din sat nu știa cine era el. Toată lumea știa că era un medic. Și câțiva ani în urmă s-a făcut un film care se numește Născut în Kaze, Gebore în Kaze, făcut de o cineastă din Slovacia și cealaltă din Germania. Asta a făcut pentru e un documentar de câteva, cred că de jumătate de oră, făcut pentru TV din Bavaria. Și atunci când s-au dus să filmeze în satul lor, nevasta lui încă trăia. A doua nevastă. Și atunci tot satul m-a întrebat, dar de ce se filmează acolo și așa mai departe? Și așa au descoperit că a fost în lagăr. El a fost în lagăr, a fost un bon medic și a ajutat într-o zi specială 7 noi, da, născuți într-un lagăr. A ajutat 7 copii născuți acolo, din care eu sunt cel mai tânăr, da? Nu, eu sunt cel mai în vârstă. Pardon, eu m-am născut în 8 decembrie, 44, și cel mai tânăr s-a născut în 27 februarie, 45. În ultima zi lunii februarie din 45, asta știu. El se numește Leslie și el locuiește în Canada. Vă pun o întrebare retorică. Chiar credeți că primarul nu știa ce se întâmplă în lagăr? Chiar credeți că el nu era în legătură cu conducerea lagărului? Sunt sigur că știa.
Aș putea să cred parțial în urma unor filme pe care le-am văzut pe Discovery și pe History Channel că nu toată populația știa exact, știau că se întâmplă oror, dar nu știau că s-a ajuns la un asemenea grad de inumanitate. Eu, din cât m-am informat, știu că autoritățile, chiar dacă nu aparțineau de SS, știau exact ce se întâmplă și câteodată și prin tăcere dai aprobare la niște lucruri care se întâmplă prin faptul că nu faci nimic, nu e atitudine sau consider că nu poți schimba aceste lucruri. Sunt sigur că primarul știa ce se întâmplă, doar era primarul orașului. Și el locuia peste garde, ce locuia de acolo la 300 de metri, deci e clar că știa ce se întâmplă. Poate că era frică sau asta a fost atitudinea lui și eu nu vreau ca să acuz nimeni și nu-i firea mea ca să istoria a dovedit că el n-a spus adevărul, da? Și de aia el a fost obligat și a chemat toată populația orașului ca să îngroape morții, da? Am ajuns cu povestea dumneavoastră în punctul în care Eisenhower dă dispoziție ca locuitorii să îngroape cadavrele. Erau vorba de câte cadavre? Erau mai mult decât 7.000. Gazați? Nu erau gazați. O parte gazați și o parte nu gazați. Mama dumneavoastră cu bunica împreună au făcut toată perioada de lagăr. Da. Și atunci vine momentul eliberării în care de atunci datează și prima dumneavoastră fotografie care acum se află în Muzeul Militar din Washington, dacă nu mă înșel. Deci prima fotografie a fost făcută... Nu, există o fotografie care a fost făcut de un soldat american, da? Care el a făcut la dispensar, un medical, da? Când a intrat acolo, el s-a înspăimântat că a văzut mame cu copii. Și a făcut o fotografie, cred că a făcut mai multe, dar se cunoaște numai una din ele. Și asta este tot la Muzeul Militar din Statele Unite, din Washington. Dar există, după aia, două zile după aia, el a cerut ca mamele să intre acolo unde ele au locuit. Și atunci erau numai 7 mame, fiindcă 2 mame din Republica Ceoslovacă deja se întorse imediat. Numai 5 mame. Nu, în a doua fotografie, care e, poate e fotografia mai cunoscută despre aceste mame, da? Apar numai 5. În prima fotografie, care e și coperta unui folder care să difuzeze filmă, apar cele 7 mame. Și după aia s-au găsit și niște fotografii făcute de soldații aliați care au ajuns, astăzi sunt la Muzeul Militar din Slovenia. Am primit vreo 3 ani în urmă, 3 fotografii, unde apare mama cu mine în Dachau, dar aceste fotografii au făcut, nu știu cum au ajuns, în Slovenia și sunt la Muzeul Militar din Slovenia. O viziune extraordinară a generalului Eisenhower, care atunci când a ajuns în lagăre, a cerut să fie fotografiat, să fie fotografiată realitatea acolo și aceasta pentru că, redau mai mult sau mai puțin, generațiile următoare nu vor crede că așa ceva s-a întâmplat. Suntem aici? Există negaționism? Da, suntem aici. Deci generalul Eisenhower a spus cu cuvintele lui că lumea le-a întrebat de ce el duce cu el atâta presă și fotograf și oameni specialiști în filmare. Și el a răspuns: lucrurile trebuie filmate fiindcă așa rămân pentru totdeauna.
Dacă nu dovedești, mâine o să vină cineva și o să spună că așa ceva nu s-a întâmplat. Deci el a prevăzut asta. El era un om care cred că avea șaptea gândire. Deci el s-a gândit înainte ca cineva să spună așa ceva n-a existat. El a filmat exact ca să aibă dovezi clare că și multe din acest dovezi au dus persoane la să fie la tribunal din Nuremberg să fie condamnată. Revenim un pic în momentul în care dumneavoastră v-ați născut. O întâmplare incredibilă cu comandantul de la Dachau, care în momentul în care v-a văzut pe dumneavoastră ca și bebeluș, s-a gândit că poate n-ar fi o idee rea să vă înfieze. Acest comandant, el un timp a fost comandant și în Franța și a făcut și acolo niște barbari. Același comandant care am spus mai devreme că a fost executat pentru crimele și ororile de război la Nuremberg. Deci despre asemenea personaj vorbim când punem lângă el cuvântul de adopție. Da. Deci el după ce a revenit din Franța ocupată și a ajuns la Dachau, care supervenea și Kaufering, unde era dispensarul, el locuia în München și avea un băiat care a murit într-un bombardament al trupelor aliate. Și atunci el, când a văzut că eu am fost primul care m-am născut, care s-a născut, da? El a spus lui mama mea că nu, el o să aibă viață bună, am să-l înfiez eu și așa mai departe și ai 3 zile să te gândești. Și mama mea i-a spus și uite, dacă asta e soluția, atunci o să murim toți împreună. Asta este. Știți că facem așa o paranteză. Știți că sunt așa de multe cântece despre Idi și poezii despre Idi și mame. Nimic nu se compară cu dragostea de mamă și nimic nu poate altera dragostea mamei. Copilul tău este al tău și e responsabilitatea pentru el toată viața. Incredibil. Și așa a fost. Treaba a mers mai departe și mama v-a păstrat? Bine, deci după asta el, rămân cu alibile lui, că dacă el făcea ceva tot se știa că era chestiune de câteva zile ca trupele conduse de Eisenhower să intre în Dachau și el a s-a gândit atunci, bine, o lăsăm pe toți în viață ca să avem un alibi, da? Și cu toate astea, el după aia, pentru faptele ce el a făcut în Franța, da, el a fost condamnat la moarte pe tribunalul din Nuremberg. Și a fost executat în Nuremberg. Spuneați mai devreme că în prima zi la sosire, bunicul dumneavoastră și unchiul dumneavoastră au fost duși din prima zi la camera de gazare. Mama și bunica au știut acest lucru? Au știut după aia. După eliberare sau în decursul... Nu, au știut imediat după aia, că oamenii au văzut că nu se mai întorc, păi de ce s-a întâmplat și atunci s-a știut că toți cine intra acolo nu mai ieșea.
Deci, pe lângă faptul că mama a fost, va avea și vă purta cu ea, bunica își ascundea vârsta în ideea de a rămâne în viață. Au trebuit să facă față și unei despărțiri de restul familiei fără să știe exact, fără să ți-ai rămas bun și fără să știe exact când ieși de acolo. Tata rămăsese undeva în Ungaria. Da, deci... Tot adevărul că se știa ce se întâmplă. Unii știau mai repede, ceilalți știau puțin mai târziu, dar se știa ce s-a întâmplat. Și trebuia să ai o forță mare intima ta ca să supraviețuiști cu toate aceste vești rele și să supraviețuiști, trebuie să lucrezi cu hrană practic subumană, deci toată lumea știe ce să mânca în lagările de concentrare, trebuie să lucrezi, trebuie să faci efort, iarna era frig. Deja vinea iarna, eu m-am născut în 8 decembrie. Încălzire, de unde și mai departe. Deci, au fost vremuri foarte grele, nu grele. Și în aceste condiții s-au întâmplat totuși și câteva întâlniri, la fel de, tot cu valoare de miracol. Lustig, verișorul mamei dumneavoastră și prietenul domnului profesor Otto Adler, și în cartea pe care mi-ați arătat-o mai devreme și faptul că ultima perioadă de detenție el a dus-o mai departe pentru că primea o porție de mâncare de la mama dumneavoastră. Da. Iar el nu a uitat asta și menționează asta în cartea pe care a scris-o. Deci... Oliver Lustig, da, care e ruda noastră, da? El, dintr-o întâmplare, și el a fost în același lagăr, da, la sfârșit. Și el a trecut prin diverse lagări, a trecut și prin Kaufering și mai departe. Și acolo, la Landsberg, el a descoperit prin alt prizonier, era acolo mama mea, și porția mea de mâncare, o parte o primea el și cealaltă parte o primea fratele lui Emilian. Și el n-a uitat și a scris în carte, a scris clar că... Și după terminarea războiului, și ei s-au întors în Cluj, după aia el a devenit un scriitor important, poate e cel mai cunoscut scriitor din Estul Europei, când se vorbește despre Holocaust, cred că a scris 16 cărți, să n-au mai multe. Și toate aceste cărți au fost, deci tot ce el a scris a fost publicat. Și diverse cărți au fost publicate în engleză, în italiană, o carte de-a lui noi am publicat și în Brazilia. Și el a fost un personaj foarte important pentru istoria Holocaustului, fiindcă el toată viața lui post-război el s-a gândit numai ca să scrie tot ce s-a întâmplat ca următoarele generații să nu uite și ca să nu se întâmplă din nou așa ceva. Și a venit ziua eliberării. Ce s-a întâmplat în ziua eliberării? Cum ți-am spus, două femei, da, care au născut acolo, s-au întors imediat în Republica Ceca. Din cele cinci care au rămas acolo, unei au rămas mai mult, mai mult timp, cel mai puțin timp. Noi am plecat din Germania pe 27 sau 28 octombrie 1945. Aveți aproape un an când ați plecat de acolo. Da. V-ați născut în 8 decembrie, da. În 1944. Da, deci și a fost foarte ciudat, fiindcă tatăl meu,
Ce s-a întâmplat? Când oamenii se întorceau după război în diverse comunități și orașe, se duceau la comunitatea evrească și acolo era o listă. Fiecare ce întorcea, uite, eu l-am văzut acolo pe domnul Cutare și mai Cutare și se scria pe listă că l-au văzut. Când se întorcea acasă, atunci punea acolo, aici. Și tatăl meu a văzut la comunitate că el se întorsese din ultimul loc unde el a fost la muncă forțată în Ungaria. Și a văzut acolo că era pe listă bunica, deci bunica mea și mama mea și eu. Și atunci el a luat o delegație de la guvernul de atunci pentru repatriarea evreilor din orașul din Cluj-Napoca din Germania. Și când el a ajuns la Dachau, i-au spus că noi suntem în Sankt Ottilien, care e foarte aproape de Dachau, unde era o mănăstire a unor călugărițe care au avut grijă după holocaust de persoane acolo și special de aceste mame. Și i-au venit cu mașina și noi am plecat înapoi în direcția României o zi înainte. Deci noi nu ne-am întâlnit pe drum. Dar întâlnirea a avut loc la Viena, din câte am înțeles. Tatăl meu, după aia noi ne-am oprit la Viena, după un timp care eu nu știu după cât timp, și el a venit și ne-a revăzut în Viena. Practic, tatăl dumneavoastră afla că are un fiu de pe o listă afișată la comunitatea evrească. Exact. Îmi pot imagina ce poate fi în sufletul unui tată și a unui soț care alargă după soția lui și după fiul lui. Și v-ați întors ca o familie în Cluj. Da. Ne-am întors în Cluj și am locuit în Cluj, în această casă de unde i-au fost deportați. În 1947 s-a născut sora mea, Georgeta, care acum trăiește în Statele Unite. Noi am locuit acolo. Unchiul meu, care nu a fost deportat, fiindcă el a fugit în România. El, în 47, când a instalat comunismul în România, el a spus, eu nu vreau să stau nici în România, nici în Europa, aici se va întâmpla ceva din nou, și el a fugit în Brazilia. Părinții mei au stat acolo până în 1961, împreună cu sora mea și cu mine. La ce liceu ați învățat în Cluj? La școala elementară numărul 10, pe strada Horia. Cum era școala pe atunci? Foarte bună. Mulțumit de ce ați învățat în Cluj. Foarte. Profesor bun? Excepțional. Și ați locuit pe ce stradă în Cluj? Pe strada Muncacii, care după aceea s-a schimbat numele pe strada Craiova numărul 6, lângă gară. În anii 60, timpurile au devenit din ce în ce mai grele, era epoca lui Deș, și părinții mei au rezolvat că vor să plece din România. Situația era complicată și în 1960, la începutul anului, s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Brazilia a reluat relații diplomatice cu România și viceversa, care a fost întreruptă în 47 din cauza intrării comunismului în România. Și a venit o delegație din Brazilia și, mă rog, guvernul român a spus 50 de familii care doresc să plece în Brazilia, o să plece în Brazilia. Erau numai familii de evrei sau și familii de români? Nu, erau de familie și nu evrei. Și atunci
tatăl meu s-a înscris și a fost acceptat. Era normal, fiindcă încă mă locuia acolo și așa am ajuns noi în Brazilia în 1961. Bunica a trăit până... Bunica mi-a trăit până în 1954. Ați avut 10 ani atunci, înseamnă da. Că a apucat să se bucure de dumneavoastră și ați avut bunică până la vârsta de 10 ani. Da. Și ați plecat în Brazilia. Țineți minte ziua în care ați ajuns în Brazilia? Da. Am ajuns pe 6 septembrie 1961. Cum a fost prima zi în Brazilia? Noi am ajuns, deci am fost cu vapor, pleca cu, cu vaporul din, din Franța și a fost foarte ciudat că vaporul s-a oprit în orașul Rio de Janeiro, care este orașul, mă rog, are o așezare excepțională sub punct de vedere de natură și geografie. Și când vasul a intrat în port, se vede statuia lui Iisus Hristos. Cu mâinile deschise. Parcă spunea că aici o să aveți o viață bună și fericită. A fost o imagine foarte impresionantă. De care mi-aduc aminte foarte bine până și astăzi. Și poate a fost imaginea cea mai impresionantă pe care toată familia a avut-o atunci. Ați plecat la drum cu doi părinți, supraviețuitori al Holocaustului și dumneavoastră ați avut 16 ani. Și aici ajung cu interviul într-un punct foarte sensibil. Și pentru mine, și pentru dumneavoastră, și pentru alți copii care au avut familie implicată în Holocaust. Eu, de exemplu, eu nu știu ce s-a întâmplat cu străbunicii mei, pentru că la noi în familie nu s-a vorbit despre asta. Ce ați știut dumneavoastră despre Holocaust la 16 ani? Am știut destul de puțin, fiindcă părinții mei nu au vrut să vorbească despre asta. Cel puțin asta a fost impresia mea. Bunica mi-a spus câteva lucruri, dar aveam 10 ani când a murit. Și după aia, cu vârsta, mama în Brazilia mi-a, încet, încet, mi-a spus diverse lucruri. Deci, practic, tot ce eu am povestit, eu știu de aici, din ce mama mi-a spus și, mă rog, ce am mai citit și eu și prin cărți. Dar e dur să vorbești de Holocaust, nu e ușor. Deci, ați putea spune că ați avut o discuție în care ați stat la masă și unul dintre părinți v-a povestit de la început până la sfârșit toată istoria? Sau ați pescuit informații, ați interpretat informații? Bine, prima informație a fost când eram mic, fiindcă în oraș toată lumea mie, în loc să-mi spună George Legman, îmi spunea George din lagăr. Și eu... Eu aveam 8 ani, poate mai puțin, și nu înțelegeam ce al lagăr. Și am întrebat-o pe mama, mama a spus, las că într-o zi am să-ți povestesc exact despre ce e vorba. Foarte bine. Bunica mi-a povestit niște lucruri, da, deci nu exact. Ce putea să spună la un copil de 10, până la 10 ani, da? Și mama mea a fost o persoană foarte închisă. Când eu întrebam de Holocaust, da, vorbim mâine, vorbim poi mâine. Nu. Când s-au născut cei doi copii ai mei, atunci ei s-au dus la bunica și a spus, bunica,
Și explică-ne și nouă exact ce e asta, de ce, fiindcă la școală se vorbește despre asta, să știm și noi și mai exact. Și atunci mama le-a povestit lucruri, mă rog, și ea credea că e de important și am asistat eu și la diverse convorbiri. Mi-a povestit și înainte, dar ea și-a dat drumul după ce a avut cei doi nepoți. Se spune în Cabala că și la rasă se spune că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în desagă. În Cabala se spune că Dumnezeu îți dă traiectoria, iar tu cu mâna ta și cu viziunea ta despre viață poți să corectezi, trebuie să-ți faci corecțiile pentru care ai venit în viață și poți să te naști într-un loc în care ai toate dezavantajele de partea ta aparent, iar la sfârșitul vieții sau la sfârșitul unei perioade, când tragi o linie, să vezi că ai transformat fiecare situație de dezavantaj în avantaj. Când ați ajuns în Brazilia cu cei doi părinți supraviețuitori ai Holocaustului și cu sora dumneavoastră și acea statuie minunată de la Rio v-a întâmpinat, v-ați gândit că veți ajunge să vă împliniți atâtea vise? Că veți ajunge să deschideți o viață nouă și să fiți sursă de mândrie pentru părinții dumneavoastră? Să spun adevărul, nu știu ce să răspund, fiindcă când ajungi într-o țară nouă, tu trebuie primul lucru să supraviețuiești. Nu era nimic nou pentru dumneavoastră să supraviețuiți, nu-i așa? Nu exact, dar mă rog. A fost, școala română a fost foarte bună, am făcut echivalență între școala română și școala brazileană, cu ușurință. Am avut problema la istoria Braziliei sau la geografie sau la limba română, dar la matematică sau la istorie generală sau la chimie sau fizică, așa n-am avut niciodată probleme. Am terminat ultimul an de la școala medie acolo, am dat la facultate, am intrat, am făcut... Ați învățat chimie? Am făcut ingineria chimică și după aia, mă rog, am lucrat în branșă puțin. Am ajuns să lucrez pentru un mare concert elvețian, să lucrez în Elveția, am câștigat o bursă de studii, să învăț acolo, după am lucrat pentru ei și într-o bună zi am ajuns în Hong Kong, am fost responsabil pentru marketingul acestei companii, pentru Hong Kong, Red China, Thailandia, India și Nepal. Și am stat acolo vreo 2 ani, aproape 3. După aia m-am întors în Elveția, după aia m-am întors în Brazilia și... Dumneavoastră sunteți un cetățean al lumii întregi, dar trebuie să călătoriți mult. Dar sunt câteva lucruri pe care le-am conspectat despre dumneavoastră. Deci în internet scrie că sunteți un respectat profesor, aveți un reputat birou de marketing cultural și politic, dar mai ales sunteți un apropiat, sunteți asistentul fostului președinte a Braziliei, domnul Fernando Henrique Cardoso, care a fost unul dintre marii președinți din Brazilia. Ați organizat vizita președintelui Clinton în Brazilia. Deci. Bill Clinton, care eu personal sunt o mare fan a președintelui Bill Clinton și nu pot să spun asta despre foarte mulți președinți. Deci. Lucrez de mulți ani cu președintele Cardoso, care e un om deosebit, o să rămână în istoria Braziliei. Ați plecat acum 53 de ani din România, dar ați avut ca preocupare constantă să faceți cinste poporului român, chiar în perioada în care chiar erau comuniști în România și nu știu cât îi interesau pe ei ce făceau românii în străinătate, dacă aduc onoare sau nu, ei erau interesați să arate că aici se întâmplă lucrurile grozave. Și uite, după 53 de ani, dacă tragem acea linie cu care facem o socoteală, vedem că aveți o limbă română perfectă, mai bună decât a unor români care au plecat în Italia doar de 2-3 ani. Vedem că aveți o lacrimă în ochi când vorbiți despre Cluj, vă este dor de Cluj? Cred că totdeauna. Desrădăcinarea cu forța evreilor, despre asta vorbeam ieri într-o emisiune,
Evreii au plecat din România plângând și încă mai plâng și încă se întorc cu drag în România. Evreii au rădăcini în România și suntem patrioți pentru România. Ciudat, nu? O să revenim un pic la subiectul care l-am discutat mai devreme. Acum 69 de ani se elibera Dachau. Când v-ați întors pentru prima oară în locul în care v-ați născut? Eu cred că m-am întors prima dată să sunt în 2005 sau 2006, nu mi-aduc aminte exact. De ce atât de târziu? Eu n-am vrut să merg la Dachau. Eu am fost în Germania diverse ori. Cumva dar sună cunoscut. N-am vrut să merg acolo. N-am vrut să merg. Pur și simplu. Cred, poate mi-era frică de adevărul. Nu știu de ce, nu pot să spun. Și atunci, în 2005, eu am vorbit cu nevasta mea și el a spus, am întrebat, vrei să vii cu mine până la Landsberg, Dachau? Și ea a spus, da, mă duc până și la Kaufering. Și eu spun, de ce să mergem la Kaufering? Păi tu te-ai născut în Kaufering, ai fost înregistrat în Landsberg și ai fost liberat în Dachau. Și așa am fost eu prima dată la Kaufering, Landsberg, Dachau, da? Deci, cum a fost impactul? A fost foarte dur, foarte. Bine, eu sunt, cum ai văzut, emotiv ca și tu. Așa că suntem profund afectați de acest subiect și așa că nu e ușor de să treci pe asta, dar de câte ori te întorci și vezi, îți trece în cap un film și la care tu trebuie să ai multă grijă ca filmul să nu se întoarce într-o imaginație. Deci, totdeauna trebuie să ai piciorul pe pământ ca să nu depăsești limita gândurilor. Deci, trebuie să fii foarte, foarte pozitiv și să ai grijă ca să nu calci greșit cu ideile. Vorbeam mai devreme despre faptul că și dacă familiile noastre nu au vorbit cu noi și noi poate nu am pus întrebările, pentru că nu am pus întrebările. Sunt foarte multe familii în care nu s-au pus întrebări și nu s-au dat explicații. Unii dintre cei care au trăit Holocaustul nu mai sunt cu noi și au plecat fără să povestească absolut nimic. Credeți că ne doare ceea ce nu știm? Se spune că ceea ce nu știi nu te doare. Credeți că ne doare ceea ce nu știm? Purtăm asta cu noi? Deci, eu nu cred că exact așa. Fiindcă undeva în subconștientul tău, tu știi. E acolo un clopot care totdeauna face așa. Alo, eu sunt aici. Deci te duci și vezi mai un film, atunci îți revine ceva, se publică o nouă carte, te duci, citești o nouă carte despre tema de care vorbim. Și atunci totdeauna vine și te frământă noi gânduri și eu nu cred și nu sunt sigur că ceea ce nu știi nu te frământă. Eu cred că te frământă, dar noi nu suntem conștienți că ne frământă. Credeți că trauma trăită în lagăr și în general în perioada Holocaustului, o traumă de asemenea proporții, nepovestită, poate să treacă cumva în gene, până la generația a doua, a treia și a patra? Eu cred că nu. Și dacă cumva trece, cei care au fost acolo și urmașii lor sunt vinovați. Exact ca să nu se întâmple niciodată așa ceva, asta trebuie totdeauna spus. Trebuie să vorbim. Spus, arătat. Și trebuie să facă filme și expoziții. Și de ce? Fiindcă ce s-a întâmplat cu poporul evreu, s-a întâmplat și cu poporul armean.
Și s-a întâmplat și cu alte popoare. Deci omul trebuie să fie conștient că totul are o limită și dreptatea a celălalt persoană începe unde se termină dreptatea ta. Deci nu poți să intri în conflict pentru orice prostie. Cum vedeți dumneavoastră o acțiune, hai să o numim culturală, în care povestim lucruri din istorie, chiar dacă e vorba de niște atrocități, și când o facem, simțim prezentul și ne uităm în viitor. Cum ar trebui să se desfășoare orice campanie, orice acțiune legată de Holocaust? În primul loc trebuie să fie 100% bazate în documente. Deci, și să spune că istoria nu minte. Eu cred că asta trebuie făcut și începând ca să se scrie niște manuale școlare care trebuie să fie dată cum o lecție, în sensul că independent de ce religie ești, da? Și independent de ce este profesie ești și de ce neam ești și de unde vii și de unde te tragi, și în fața lui Dumnezeu toți suntem egali. De ce vină are unul care s-a născut în Kurdistan sau unul care e țigan? Și e un popor ca și noi. Să poate în secolul 21 să ridice că unul e din Mongolia sau celălalt nu știu unde e. În plină globalizare. Să poate așa ceva. Asta e lipsă de respect, e lipsă de tot, e lipsă de cultură. Cum vedeți viitorul? Sper că viitorul să fie mult mai... Eu sper că viitorul... Și... Fără antisemitism? Eu sper că viitorul... Deci la termen lung o să fie fără antisemitism și istoria poți să vezi numai la termen lung și nu la termen scurt. Generația sunt 30 de ani. Deci noi suntem de la Holocaust au trecut două generații, asta e nimic. Prin cultură se deschide orice. Și toți acei români care au plecat de aici, da? Știu să cinstească locul de unde au plecat. Întotdeauna. Ca să știi unde te duci, trebuie să știi exact de unde ai plecat și să-ți asumi acest lucru. Domnule George Legman, a fost așa o lecție de viață și un moment special astăzi, toată întâlnirea cu dumneavoastră. Și vă mulțumim că ați fost cu noi și sper să ne mai vedem. Și de ce nu? Să și facem proiecte împreună, în așa fel încât să ducem mai departe așa cum ne dorim noi, felul în care dorim să fie perceput și menționat Holocaustul în cărțile de istorie, în istorie în general, dar mai ales de generațiile viitoare. Bine, eu nu știu dacă am această capacitate, poate tu ai, eu nu știu, eu nu sunt sigur de mea. Vă așteptăm la Cluj. Bine, acolo vă dăm, acolo vă dăm energie. La Cluj totdeauna. Vă mulțumim. Eu mulțumesc, sărmână.